Vorbim astăzi despre botezul cu Duhul Sfânt. Ce este și ce nu este botezul cu Duhul Sfânt. E un subiect important, deși controversat astăzi. N-a fost dintotdeauna atât de controversat. De ce este astăzi un subiect mai sensibil? Cu siguranță se pot invoca mai multe motive. Îngăduiți-mi însă să aduc înaintea dumneavoastră doar patru dintre motivele pe care eu le socotesc cele mai importante și vom vedea la final că ele se rezumă practic la un singur motiv. De ce este subiectul botezului cu Duhul Sfânt unul controversat astăzi? În primul rând, din lipsa interesului pentru studiu biblic din biserici. Lipsa interesului pentru studiul biblic din biserici. Avem predici bazate pe povești. Avem predici care nu explică cuvântul lui Dumnezeu avem predici bazate pe experiențe, avem discursuri motivaționale și prea puține predici expozitive care tratează Biblia pe cărți, așa cum trebuie să fie abordată Scriptura și care merge verset cu verset de la început la final din cărțile Scripturii. Avem predici bazate pe experiențe, și veți auzi predicatori și păstori abordând subiectul acesta al botezului cu Duhul Sfânt și vorbind despre experiențe, argumentând cu experiențele lor sau ale altor oameni. Este complet greșită și contradictorie o astfel de abordare pentru că botezul cu Duhul Sfânt este de fapt o învățătură din Scriptură. Expresia aceasta apare în Scriptură și ca să înțelegem la ce se referă, trebuie să apelăm exclusiv la Scriptură. Nu are nimic de a face cu experiența mea sau cu experiența altcuiva. Este o abordare din start greșită și când auziți păstori sau predicatori care explică subiectul acesta, făcând apel la experiențele lor sau ale altora, puteți să puneți pe pauză, să încheți și să mergeți mai departe. Când vorbim de doctrină, de învățătură, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și nicăieri altundeva. Pentru că doar în cuvântul lui Dumnezeu găsim învățătura sănătoasă și învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt o găsim explicată în Cartea Sfântă Biblia, nu în alte părți. Da, Imaginați-vă că ați cumpărat un sistem electronic, un aparat electronic sofisticat, nu știți să-l folosiți, nu știți să-l puneți în funcționare, nu știți să-l montați, aveți la dispoziție cartea tehnică furnizată de producător, dar în rog să o studiați, să o citiți, ne o să dați niște telefoane și cereți niște păreri. Ia uzi, ce părere ai tu? Cum funcționează aparatul acesta? Nu e așa că e o abordare ridicolă? Nu așa se procedează. Vrei să știi cum funcționează? Vrei să știi despre ce vorba? Te duci la producător și la cartea tehnică pe care ți-a furnizat-o. Vrei să știi despre ce vorba într-o doctrină? Trebuie să apelăm doar la Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, când predicatorii nu își asumă să parcurgă Biblia pe cărți, să explice cărțile din scriptură, verset cu verset, text după text. Veți vedea, și ușor de înțeles de ce, că predicatorii aceștia evită și vor evita întotdeauna textele dificile. De ce să se lupte cu ele? De ce să le explice așa la întâmplare? Mai bine își vor alege întotdeauna subiecte și teme pe care ei cred că le înțeleg și texte ușor de abordat, ușor de explicat. Însă, când un predicator și o biserică, de fapt, își propune să studieze Biblia pe cărți, că așa ne-a fost dată Biblia, pe cărți, nu pe versete, nici pe capitole, nici pe pasaje din cărți. Ei, când o biserică își propune să studieze Biblia pe cărți, și un predicator își propune să parcurgă o carte verset cu verset, atunci predicatorul respectiv nu va avea ce să facă și va trebui să abordeze și textele dificile, și să le explice, și să le înțeleagă, și să studieze, să aprofundeze. Vă aduc aminte faptul că noi ne apropiem de subiectul acesta după ce mai bine de un an am stat pe cărțile faptele apostolilor și întâi corinteni și le-am parcurs de la început la final verset cu verset și am încercat să le explicăm, să le înțelegem în context. Așa se studiază Scriptura și nu altcumva. Și dar o primă cauză este lipsa interesului pentru studiu biblic în biserici. O altă cauză este și lipsa dorinței de investigație, de analiză a celor care ascultă. Nu mai analizează nimeni ce se spune de aici, din față. Nu mai cercetează nimeni odată ce am ajuns acasă. Lipsește atitudinea comunității evrești din cetatea Berea. Ce făceau iudeii aceștia mai speciali? Păi îl auzeau pe Pavel predicând, mergeau acasă și ce-au auzit confruntau cu Scriptura ca să vadă dacă e adevărat. Cine mai face așa ceva astăzi? Nu doar că nu mai confruntă nimeni acasă sau foarte puțini. Practic, în general, bisericile de astăzi și credincioșii de astăzi au uitat predica în momentul în care au ieșit pe, pe ușă. Deși avem tehnologie de înregistrare și putem să parcurgem din nou de la început până la final cu Biblia în mână, lipsește interesul acesta pentru investigație, pentru cercetare, lipsește acea atitudine a comunității evreiești din bereia. Avem apoi păstori care nu vor să lămurească problema aceasta în bisericile lor pentru ca să nu ofenseze. Pentru ca să nu jignească. Pentru că e la modă astăzi bisericile non-denominaționale. Adică, primim de peste tot, nu predicăm învățătură sau doctrină pentru că doctrina desbină, mai bine lăsăm lucrurile nelămurite, neabordate, ca să vină de peste tot și să avem membri. Să avem numere impresionante. Și sunt păstori care, în mod intenționat, sacrifică adevărul de dragul numerelor, de dragul membrilor lasă în mod intenționat problema aceasta nerezolvată ca să nu supere pe nimeni, să poată primi în din toate părțile și astfel să fie biserici numeroase și de succes. Și o strategie eficientă pe termen scurt, dar nu ține pe termen lung, pentru că la un moment dat va veni o vreme când subiectul acesta va exploda în fiecare biserică. Dacă nu-i lămurit, dacă nu-i abordat, dacă nu-i studiat serios, vine o vreme când va exploda. Atunci se va vedea că strategia aceasta nu este deloc bună și eficientă. Apoi avem păstori, a căror dorință principală nu este cunoașterea scripturii, ci apărarea unei dogme sau a unui cult, a unei mărturisiri de credință. Acum. Mărturisirile de credință nu sunt rele, pot chiar să fie foarte bune și sunt necesare, atâta vreme cât confruntate cu Scriptura sunt și adevărate. Adică atâta vreme cât confruntate cu Scriptura stau în picioare. Fiecare generație de creștini trebuie să-și redescopere crezul din Scriptură. E bine să avem o mărturisire de credință, dar întotdeauna trebuie să o analizăm articol după articol cu Scriptura. Și dacă un articol nu-i tocmai potrivit, el trebuie schimbat, pentru că Scriptura impune lucrul acesta. Acești păstori, când abordează subiecte de felul acesta, apelează selectiv la Scriptură și iau din Scriptură doar textele care se potrivesc teoriilor lor. Iar cele care nu se potrivesc sunt lăsate deoparte. Noi, astăzi, vom căuta să privim în Noul Testament, undeva în jur de 50 de versete din tot Noul Testament. De aceea v-am atras atenția să veniți cu mintea odihnită și vom încerca, într-un timp relativ scurt, să acoperim cât mai mult din subiectul acesta din Noul Testament. Așadar. Cauza principală pentru care subiectul acesta este controversat, astăzi, o constituie lipsa studiului riguros al scripturii și interesul scăzut pentru analiză, pentru investigație, pentru cercetare. Bun. Botezul cu Duhul Sfânt. Expresia aceasta a botezului cu Duhul Sfânt apare de relativ puține ori în Cartea Sfântă Biblia, în Noul Testament. O regăsim doar de șapte ori, câte o dată în fiecare Evanghelie, deci de patru ori, de două ori în Cartea Faptele Apostolilor și o singură dată în Epistole, și mai exact în Epistola 1 Corinteni pe care noi am studiat-o. În original termenul ar suna, expresia ar suna, baptizo en pneumati hagio. Baptizo, botez, En, prepoziția en, în prepoziția în în pneumati Duh Hagios sfânt. De aceea o traducere mai corectă nu-i botezul cu Duhul sfânt, ci botezul în Duhul sfânt. Pentru că botez verbul acesta înseamnă literalmente cufundare. De aceea vorbim despre botez în apă, cufundare în apă, nu cufundare cu apă. O traducere mai corectă este botezul în Duhul Sfânt. Dar prepoziția aceasta N comportă mai multe traduceri. Putem să-i spunem și botez cu Duhul Sfânt, în Duhul Sfânt sau de Duhul Sfânt. Dar important este pentru noi și asta ne propunem astăzi să înțelegem ce înseamnă expresia până la urmă. Și în abordarea din după masa aceasta vom porni de la textele mai clare pe care le cunoaștem și vom căuta ca rând pe rând să ajungem la subiectele mai dificile. Și în primul rând vreau să învățăm și să observăm ce ne învață Biblia cu privire la primirea Duhului Sfânt. Cine îl poate primi, cum îl poate primi și când îl primește. Cine cum și când se primește Duhul Sfânt. Și vom privi în primul rând în Ioan capitolul 7 la versetul 37 până la 39. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat pentru că Isus nu fusese încă proslăvit. Remarcați expresiile subliniate. Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El. Cine poate primi Duhul Sfânt? Toți cei ce vor crede în Isus Hristos, fără excepție. Cum se poate primi Duhul Sfânt? Efeseni 1 13 și voi, spune Pavel, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el, în Hristos și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cum se primește Duhul Sfânt? În urma auzirii cuvântului și în urma credinței mântuitoare în Isus Hristos dar mai sunt și multe alte texte care se confirme afirmația aceasta. Haideți să mai privim la încă două. Galateni 3, de la 2 la 5. Iată numai ce voiesc să știu de la voi, o epistolă corectivă și aceasta. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Întrebare retorică, galatenii știau clar răspunsul, prin auzirea credinței. Sunteți așa de nepricepuți, de nechipzuiți, După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult? Când în adevăr e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Duhul îl primiți și l-ați primit prin auzirea credinței, adică prin credința mântuitoare. Tot în Galaten 3 cu 14, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Dragii mei, Duhul Sfânt se primește prin credință și numai prin credință. Nu prin fapte bune, nu prin stăruință, nu prin cumpărare. Au fost unul care a vrut să cumpere Duhul Sfânt și l-a să sfârșească rău de tot. Dar am văzut cine, am văzut cum. Haideți să vedem când se primește Duhul Sfânt. Ne reîntoarcem la Efeseni. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și imediat ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Care fusese făgăduit. Când se primește Duhul Sfânt? Imediat după ce ați crezut. Textul nu indică nicio pauză. Haideți să mai mergem într-un text din Fapte, capitolul 19, și acolo Apostolul Pavel se întâlnește cu niște ucenici. Dar ucenicii aceștia nu erau creștini erau ucenici urmași ai lui Ioan Botezătorul, care au fost botezați spre pocăință și care îl așteptau și ei pe Mesia. Ucenicii din fapte 19 nu sunt oameni născuți din nou, pentru că nu cunoșteau Evanghelia. Nu poți să fii născut din nou dacă nu cunoști Evanghelia termenul ucenici în Noul Testament este un termen mai generic. Nu descrie întotdeauna urmași autentice ai lui Iisus Hristos. Vă readuc aminte de Ioan capitolul 6, pe care l-am studiat săptămâna trecută. În Ioan capitolul 6 apar două categorii de ucenici. La început cei 12 și la final cei care l-au părăsit, ucenicii falși, doar de conjuntură. Termenul ucenici este unul generic. Iată ce spune textul din fapte 19. Pe când era Apolon în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici, nu oameni născuți din nou, nu creștini. Și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut. Ei au răspuns, nici n-am auzit, măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați, le-a zis el. Și ei au răspuns cu botezul lui Ioan. Oamenii aceștia nu cunoșteau Evanghelia, n-aveau Scriptura ca noi, n-aveau Noul Testament, încă nu erau scrise Evangheliile, n-au auzit de Hristos sau doar în termeni vagi, cu siguranță n-au cunoscut predicarea lui Hristos, cu siguranță n-au cunoscut lucrarea și nici revărsarea Duhului Sfânt. N-am auzit măcar de așa ceva. Păi dacă n-ai auzit, cum să crezi? Și, Petru, și Pavel îi întreabă, și vreau să remarcați întrebarea pe care am subliniat-o, pentru că este critică în dreptul răspunsului. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? În momentul în care ați crezut? Nu i-ați primit voi Duhul Sfânt după ce ați crezut, ci exact când ați crezut. Și întrebarea aceasta demonstrează încă o dată faptul că Duhul Sfânt îl primesc toți credincioșii numai pe baza credinței și în momentul credinței toți credincioșii, numai pe baza al credinței și în momentul credinței. Dar s-ar putea să vă întrebați unii dumneavoastră și atunci oare de ce avem o excepție în fapte capitolul 8? un text pe care l-am studiat, da? Convertirea samaritenilor. Acolo, într-adevăr, avem o excepție și trebuie să o analizăm și să încercăm să o înțelegem. Fapte 8 de la 14 de la 17. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. De ce avem această excepție, această abatere de la normă, de la principiu? din cauza tensiunilor vechi de sute de ani care existau între samariteni și iudei și din cauza faptului că iudeii în general și apostolii în particular îi disprețuiau pe samariteni și îi considerau niște corcituri, niște oameni care sunt de mâna a doua. Și vă readuc aminte contextul. Filip, nu Filip apostolul ci Filip evanghelistul, ajunge în Samaria, predică cuvântul lui Dumnezeu. N-avem niciun motiv să credem că n-a predicat o Evanghelie completă, pentru că știa foarte bine Evanghelia. Samaritenii cred, dar nu primesc Duhul Sfânt. De ce n-au primit Duhul Sfânt? Din cauza faptului că existau tensiuni vechi între iudei și samariteni, și Dumnezeu căuta să rezolve tensiunile acestea. În primul rând, samaritenii nu recunoșteau tot Vechiul Testament, ci doar Tora, primele cinci cărți. Ei nu acceptau faptul că mântuirea vine de la iudei. Nu recunoșteau pe David, nu recunoșteau Ierusalimul, nu recunoșteau templul, nu recunoșteau faptul că Mesia urma să vină din David. Și din cauza aceasta, în mod foarte interesant și oarecum ironic, Dumnezeu îi face pe samariteni să aștepte mântuirea lor să vină din Ierusalim. Adică Duhul Sfânt avea să vină în viețile lor să se coboare prin mâinile celor doi apostoli care au coborât din Ierusalim. Și astfel le-a arătat Dumnezeu samaritenilor că au niște probleme grave în ce privește acceptarea canonului Vechiului Testament. Și ei trebuiau să recunoască privilegiile iudeilor și faptul că mântuirea vine, într-adevăr, din Ierusalim, de la iudei. Dar Dumnezeu hotărăște să-L trimită pe Petru și pe Ioan și din alte motive. Dumnezeu trebuia să vindece niște prejudecăți din mințele apostolilor. Vă readuc aminte, la un moment dat, Mântuitorul se plimba cu ucenicii în timpul vieții sale pe pământ și au trecut prin cetățile Samariei. Și samaritenii nu i-au primit, nu i-au primit să intre. Și atunci, Ioan, fiul tunetului, ce spune lui Isus Hristos? Doamne, să poruncim să se coboare foc din cer peste nenorociții ăștia de samariteni și să-i distrugem. Și Hristos îi spune, Ioane, habar nu ai de ce duh ești călăuzit. Eu n-am venit să pierd, și să mântuiesc. Ei, același Ioan vine acum din Ierusalim ca să se roage pentru samariteni ca aceștia să primească Duhul Sfânt. Și Dumnezeu a hotărât să lucreze în felul acesta, prin excepția aceasta, ca să îi împace pe samariteni cu evrei și pe evrei cu samariteni și să facă egalitate în trupul lui Hristos, să vadă și apostolii, și Petru, și Ioan, că Duhul Sfânt este dați și samaritenilor prin credință și că evreii nu mai au nicio supremație în noul legământ ci că în Biserica lui Hristos toți sunt primiți și acceptați pe baza și numai pe baza credinței. Așadar, aceasta a fost o excepție de la regulă și excepția prin chiar apariția ei întărește regula, pentru că excepția întotdeauna e o excepție de la regulă. Orice excepție întărește regula. Așadar, cine poate primi Duhul Sfânt? Toți credincioșii. Cum se primește Duhul Sfânt? Prin credință și numai prin credință. Când se primește Duhul Sfânt? Imediat după ce ai crezut. Mergem mai departe și punem o întrebare acum foarte importantă, și vă rog să fiți foarte atenți la subiectul acesta. Poate un credincios să fie mântuit fără să primească Duhul Sfânt? Răspunsul este categoric nu și îl vom argumenta din nou cu Scriptura. Romani 8 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este a Lui. Nu poți să fii credincios fără să fii a Lui Hristos, nu poți să fii a Lui Hristos fără să ai Duhul lui Dumnezeu. Este simplu, este clar. Tit 3 cu 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu face înnoirea noastră din exterior, ci din interior, după ce a venit, după ce a intrat efectiv. Ne înnoiește. Venirea Duhului Sfânt în viața credinciosului este esențială pentru mântuire. Un credincios fără Duhul Sfânt este o contradicție în termeni. Așa ceva nu există prin definiție, fiecare credincios a primit Duhul Sfânt. Și acum foarte important. Și este o întrebare la care, din nou, trebuie să fim atenți, pentru că a creat anumite confuzii în vremurile noastre. Este primirea Duhului Sfânt de către credincios diferită de botezul cu Duhul Sfânt sau vorbim de unul și același lucru afirmat prin două expresii? Diferite. Pentru că vin unii și spun: "Da, e adevărat, orice credincios primește Duhul Sfânt, dar botezul cu Duhul Sfânt e ceva diferit pe care doar unii îl primesc." Și trebuie să investigăm și să supunem la test afirmațiile de felul acesta. Am văzut în primul rând că toți credincioșii primesc Duhul Sfânt. Dacă putem să remarcăm în Scriptură faptul că toți credincioșii sunt de asemenea botezați cu sau în Duhul Sfânt, avem un prim indiciu că cele două expresii s-ar putea să fie identice. Deci am văzut că toți credincioșii primesc Duhul Sfânt și acum ne întrebăm dacă există vreun text clar în Scriptură care afirmă că de asemenea toți credincioșii sunt botezați în sau cu Duhul Sfânt. Și există un astfel de text. 1 Corinteni 12 cu 13. Noi toți, spune Pavel, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Acum, unii se împiedică în traducerea aceasta și spun, păi stai un pic, e o expresie diferită, toți am fost botezați de un singur duh, nu cu un singur duh, doar că vă readuc aminte că în original expresia aceasta poate fi tradusă de, în și cu. Și dacă ne uităm în textul original vom vedea că textul sună astfel Enheni pneumati e baptistemen și apare aceeași uh, prepoziție en, este practic aceeași expresie Într-un singur duh am fost botezați, asta spune textul în original Și noua traducere română menționează în josul paginii faptul că traducerea poate să difere de ce s-a tradus aici am fost botezați de un singur duh? Pentru a se evita repetiția supărătoare a cuvântului în sau într-un. Pentru că textul în original sună astfel. Am fost botezați într-un singur duh, într-un singur trup. Și o astfel de traducere nu-i foarte armonioasă, melodioasă. Am fost botezați într-un singur duh, într-un singur trup. Și atunci traducătorii, înțelegând intenția autorului, au spus toți am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur Trup, însă în original este aceeași expresie a botezului în sau cu Duhul Sfânt. Este o afirmație categorică cu privire la faptul că toți am fost botezați în sau cu un singur și cu același Duh. O afirmație doctrinară și indiscutabilă. De asemenea, observăm că prin botezul cu Duhul Sfânt se face includerea noastră în trupul lui Hristos, adică în biserica răscumpărată, în biserica spirituală și universală a lui Isus Hristos. În momentul în care Duhul Sfânt vine în viața unui credincios, după ce a crezut, în momentul acela Duhul Sfânt îl include în trupul spiritual al lui Hristos, adică în biserică. Nu există un interval de timp între cele două. Da, Duhul Sfânt l-am primit astăzi, și pești o lună îmi face transferul în Biserica Lui Hristos. Nu funcționează ca la noi, nu-i birocrație la Duhul Sfânt. Când ai primit Duhul Sfânt, te și inclus în Biserica Lui Hristos, Biserica Universală și tu ești practic membru în trupul Lui Hristos și frate de credință cu toți oamenii mântuiți. Botezul cu Duhul Sfânt, interesant lucrul acesta, trebuie să fie realitatea și este de fapt realitatea unificatoare a bisericii. Iată ce spune Pavel aici, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, am fost cu toții botezați într-un singur Duh, de un singur Duh, cu un singur Duh și inclus în trupul lui Hristos. Și doar botezul cu Duhul Sfânt trebuie să realizeze o unitate în biserică. Dar dacă nu-i înțeles corect, el realizează dezbinare pentru că dă drumul la două categorii de credincioși: unii care au, unii care n-au, unii care au fost, unii care n-au fost. Așa ceva nu există și este o înșelare și o deviere de la Cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai sunt câteva texte foarte importante care ne vor demonstra în continuare că, de fapt, primirea Duhului Sfânt e unul și același lucru cu botezul cu Duhul Sfânt. Și mergem acum în fapte 10. Petru, după ce a deschis ușa bisericii pentru samariteni, îi trimis acum de Dumnezeu și la neamuri, în casa lui Corneliu. Și ăsta era un pas și mai mare, mai greu de acceptat pentru Petru. Samaritenii... Mm, o fost cum o fost pentru că erau pe jumătate iudei, pe jumătate evrei, izraeliți. Dar păgânii, pe ăștia, erau sporcați de pe de întregul. Și Dumnezeu îl trimite pe Petru în casa lui Corneliu. Și haideți să citim textul. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, adică predica Evanghelia și Corneliu și casa lui ascultau și au crezut, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Remarcați expresia subliniată, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți. Toți credincioșii în împrejur care venisele cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Nu se așteptau la așa ceva. Și de unde a știut Petru și evreii că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri? De unde? căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind, mărind pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu a reprodus rusaliile din Ierusalim în casa lui Corneliu la o scară mai mică. De ce l-a reprodus? Pentru ca Petru și evrei să înțeleagă că Dumnezeu nu mai face distinție în biserica lui Hristos între evrei și neamuri și că Duhul Sfânt le este dat și neamurilor la fel ca și evreilor. Dacă Dumnezeu nu ar fi reprodus aceste rusari la o scară mai mică în casa lui Corneliu, e foarte probab probabil că Petru și evrei ar fi spus în felul următor. Măi da, au primit și ăștia Duhul Sfânt, dar nu ca și noi. Păi noi suntem aleși, suntem special. Nu, Dumnezeu reproduce rusalile în casa lui Corneliu ca să le distrugă prejudecățile evreilor și inclusiv al lui Petru și să le spună Duhul lui Dumnezeu este dat la fel tuturor pe baza credinței evrei și neevrei. Și Petru a fost mișcat de experiența aceasta pe care a văzut-o și a spus în versetul 47: Păi, dacă așa stau lucrurile, e clar. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Ce spune Petru la final? Au primit Duhul Sfânt ca și noi. Când au primit Apostolii Duhul Sfânt? În fapte. 2 la Rusalii și cum descrie Mântuitorul primirea Duhului Sfânt de către apostoli în fapte capitolul 1. Și haideți să mergem în fapte capitolul 1, înainte ca Domnul să se înalțe la cer, le spune în felul următor apostolilor, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și ce spune Petru despre lucrul acesta? Au primit Duhul Sfânt ca și noi. Iată o primă remarcă, un prim indiciu clar, că cele două expresii sunt identice. Veți fi botezați cu Duhul Sfânt, spune Hristos, și Petru când privește în urmă spune, am primit Duhul Sfânt. Și și aceștia l-au primit Duhul Sfânt. Nu sunt expresii diferite, înseamnă unul și același lucru. Tot în fapte, capitolul 1, Domnul le spune, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Nu veți primi, nu veți fi botezați, ci se va coborâ. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Dragii mei, sunt trei expresii în textul nostru. Se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, veți fi botezați cu Duhul Sfânt și au primit Duhul Sfânt. Sunt expresii identice, vorbesc despre unul și același lucru. Sunt diferite, dar sunt interschimbabile. De aceea Scriptura le folosește când pe una, când pe alta. Și dacă nu suntem încă convinși, vă mai aduc un singur text tot din fapte. Pentru că Petru relatează întâmplarea din casa lui Corneliu după ce se întoarce. Se întoarce în Ierusalim și acolo îi tras la răspundere. Și fiți atenți cum explică Petru ce a trăit în casa lui Corneliu. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt ce a făcut? s-a coborât peste ei, ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu, ce a făcut? le-a dat același dar ca și nouă care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc? Iată, în trei versete consecutive se folosesc trei expresii diferite ca să vorbească despre același lucru. Dragii mei, a primit Duhul Sfânt, a coborât Duhul Sfânt peste cineva sau a fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă unul și același lucru. Cei care spun altceva se înșeală. Nu sunt atenți la Scriptură, și vor să promoveze alte idei, alte învățături. A primit Duhul Sfânt, a coborât Duhul Sfânt peste o persoană sau a fi botezat cu sau în Duhul Sfânt, înseamnă unul și același lucru. Da? Nu există nicio diferență între ele, sunt expresii interschimbabile pentru că sunt identice, vorbesc despre același lucru. Pe care de consecință? Punem din nou o întrebare. Atunci poate un creștin să fie mântuit fără să fie botezat cu Duhul Sfânt? Evident că nu. Dacă botezul cu Duhul Sfânt înseamnă primirea Duhului Sfânt și cine nu are Duhul Sfânt nu este al lui Hristos, e clar că nu poți să fii mântuit fără să fii botezat cu Duhul Sfânt. Unii predicatori vor să împace ambele tabere și spun că botezul cu Duhul Sfânt nu este necesar pentru mântuire și ar fi ceva diferit de primirea Duhului Sfânt. Dar deja am demonstrat că acești predicatori se înșeală. Nu asta e soluția ca să împaci taberele. Soluția e să te duci la cuvânt, să-l investighezi, să-l analizezi, să-l compari, să-l aprofundezi și să-l exprimi și să-l expui cât mai clar. Botezul cu Duhul Sfânt nu este ceva secundar mântuirii, ceva opțional, ceva adițional. Este parte din mântuirea noastră pentru că înseamnă primirea Duhului și nu altceva. Matei, capitolul 3, de la 7 la 12, este un alt text care vine în sprijinul acestei afirmații. Este, de fapt, primul text din Scriptură unde apare expresia botezul cu Duhul Sfânt. Și este, de fapt, prezentarea pe care Ioan Botezătorul o face lucrării lui Isus Hristos. De ce a venit Isus Hristos pe pământul nostru? Pentru ca să mântuiască, de aceea a venit. Și Ioan Botezătorul prezintă lucrarea Domnului Isus Hristos, doar că o prezintă în termeni oarecum uh, neașteptați. Și haideți să citim textul. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, adică eu am botezătorul, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți doar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă vă, avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să îi descult, să-i duc în călțămintea. Și acum prezintă, într-un mod foarte condensat, misiunea, scopul venirii lui Hristos. De ce a venit Hristos? El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, își va strânge greul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Dragii mei, Hristos a venit să mântuiască, să despartă oile de, de, capre. Observăm că afirmația aceasta este făcută în contextul mântuirii. Botezul cu Duhul Sfânt a fost misiunea Domnului Iisus Hristos, scopul pentru care a venit, pentru că botezul cu Duhul Sfânt este parte din mântuire și în înseamnă primirea Duhului Sfânt. Prin contrast, cei care nu vor fi botezați cu Duhul Sfânt, adică mântuiți, vor fi botezați cu, cu foc, adică vor fi pedepsiți și vor pieri veșnic. Dragii mei, focul din versetul 11 se referă la pediapsă, nu la purificare și nici la pasiune. Îmi veți spune de unde știi? E foarte simplu, pentru că în versetul 10 focul se referă la pedeapsă și în versetul 12 el se referă tot la pedeapsă. Fiți atenți, orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc, asta e pedeapsă, ultimul verset. Dar pleava o varde de într un foc care nu se stinge. Păi dragii mei, nu se poate în versetul 10 focul să însemne pedeapsă. În versetul 12 focul să însemne pedeapsă și în versetul 11 focul să fie ceva pozitiv, pasiune. Ar însemna să ne facem vinovați de analfabetism funcțional, să nu știm citi un text, să nu-l înțelegem. Textul acesta curge, este o idee care se dezvoltă, că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt, asta e un, un tip de botez, pe cei care veți crede, și cu foc pe cei ce nu vor crede. Hristos va boteza întreaga umanitate. Unii cu Duhul Sfânt spre mântuire, alții cu foc spre pedeapsă. El va judeca la final și va despărți pe unii de alții. Atenție! Focul este pentru pedeapsă. botezul cu foc corespunde uh, pleavei care este strânsă și o va arde într-un foc care nu se stinge. Pe când botezul cu Duhul Sfânt corespunde strângerii grâului în grânar, este mântuirea noastră, nu-i ceva secundar, nu-i ceva de trecut cu vederea, nu-i ceva opțional. Îi ceva ce, dacă nu ai, nu ești mântuit pentru că n-ai primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Da? Botezul cu Duhul Sfânt este primirea Duhului Sfânt și este esențială pentru mântuire. Atunci, mergem mai departe și punem întrebări și mai dificile, dar importante. Este oare vorbirea în limbi semnul botezului cu Duhul Sfânt? Da, am văzut deja că toți credincioșii primesc Duhul Sfânt, toți credincioșii sunt botezați cu Duhul Sfânt. Fără nicio excepție, fiecare credincios este botezat cu sau în Duhul Sfânt. Însă cu privire la darul, cu privire la darul acesta miraculos, al vorbirii în alte limbi, ni se spune clar în 1 Corinteni că nu toți și vorbesc în altă limbă. Iată ce spune Pavel în 1 Corinteni 12. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Și acum pune din nou niște întrebări teorice. Oare toți sunt apostoli? Ce spuneți? Nu! Toți sunt proroci! Nu! Toți sunt învățători! Nu! Toți sunt făcători de minuni! Nu! Toți au darul tămăduirilor! Nu! Toți vorbesc în alte limbi! Nu! De vreme ce primirea Duhului Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți credincioșii, iar vorbirea în limbi nu este pentru toți credincioșii, e clar, e logic că semnul acesta nu este semnul primirii sau botezului cu Duhul Sfânt. Și atunci spunem noi, de ce în faptele apostolilor întâlnim mai multe situații în care anumite categorii de oameni au vorbit în limbi după ce au primit Duhul Sfânt? Aici trebuie să vă readuc aminte despre următorul aspect. Cartea Faptele Apostolilor este o carte narrativ-istorică. Prezintă, la fel ca multe alte cărți din Scriptură, niște evenimente care în marea lor majoritate au fost unice și irepetabile. Acolo găsim o sumedenie de texte descriptive nu texte prescriptive. Și trebuie să facem diferența între cele două. Ce înseamnă și care e diferența între un text descriptiv și unul prescriptiv? Textul descriptiv nu face altceva decât să redea ce s-a întâmplat, să descrie. Și avem o sumedenie de cărți în Biblie cu începere de la Geneza care sunt pline de texte descriptive. Cartea Exodul. Ce, ce Exodul? Ieșirea din Egipt, urgile care au căzut peste egipteni. Da, nu extragem nicio normă de acolo, nicio regulă din exod. Da, nu s-au mai întâmplat niciodată și nu se vor mai întâmpla peste o singură națiune. Sunt texte descriptive. Avem judecători, avem împărați, cronicile, chiar Evangheliile și faptele Apostolilor. Sunt texte descriptive. Pe de altă parte, textele prescriptive, așa cum le este și numele, prescriu pentru noi o regulă, o normă. Un principiu și le întâlnim mai ales în epistole, și mai exact în dreptul lui Pavel, în prima jumătate a epistolelor, dar și în a doua jumătate, pentru că găsim acolo imperative. Textele prescriptive aduc înaintea noastră principii, norme, reguli, porunci, lucruri clare și normative pentru toți credincioșii. E o mare greșeală să privim la textele narrative din, din Biblie, la textele descriptive, și să facem din ele reguli, norme, să extragem principii și să spunem că e valabil pentru toți credincioșii din toate viacurile. Dați-mi voie să vă dau un singur exemplu cu privire la greșeala aceasta, deși sunt o sumedenie. Știți pe ce se bazează învățătura despre moaște? Știți pe ce se bazează învățătura despre moaște? Care știe? pe Elisei. Sunt două versete în Vechiul Testament, în cartea Doi Împărați, care spun așa. Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Și pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și s-au speriat și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat în picioare extraordinar. E un principiu, e o normă nu așa? Păi s-a întâmplat în Vechiul Testament, avem un text. E clar, cine se atinge de oasele unui sfânt, se vindecă, înviază, nu-i așa? Păi nu e așa, pentru că e un singur text descriptiv, narrativ, nu enunță o regulă, o normă, un principiu. Nu știm să citim Biblia dacă facem astfel de erori. Și sunt o sumedenie de alte exemple. De ce au vorbit în limbi după ce au primit Duhul Sfânt în fapte 2? Pentru că trebuiau să atragă mulțimile ca să asculte predica lui Petru și pentru că prin semnul acesta Dumnezeu comunica în mod simbolic că noul legământ în Biserica lui Hristos sunt primiți oameni din toate neamurile, vorbitori de orice limbă. Deci au vorbit în limbi în fapte 10? Pentru că Petru, deja am văzut, trebuia să fie convins că Duhul Sfânt le este dat și neamurilor la fel și că în biserică sunt primiți și păgânii care cred în Iisus Hristos, că Dumnezeu nu mai face diferență. De aceea au vorbit în alte limbi, nu pentru că ar fi o regulă sau o normă, E dacă este să fim consecvenți și dacă vrem să spunem că experiențele din faptele apostolilor cu privire la primirea Duhului Sfânt sunt normative pentru biserica din toate timpurile, atunci trebuie să fim cinstiți și consecvenți și să spunem în felul următor. Ce trebuie să faci ca să primești Duhul Sfânt, conform acestei teorii care privește în faptele apostolilor? Păi ce trebuie să facem? În primul rând trebuie să așteptăm. Așa a spus Domnul Iisus Hristos, nu? Ce să faceți? Să așteptați. Cât să așteptăm? Cât? Zece zile, atâta au așteptat ei, de la înălțare până la Rusalii. 10 zile. Deci trebuie, în primul rând, să așteptăm. E biblic. E biblic, apare în Biblie. Pe urmă, ce trebuie să facem? Să așteptăm unde? În? Păi, în Ierusalim. Că așa au zis Hristos, nu? E biblic. Nu e biblic. Bun, trebuie să așteptăm 10 zile în Ierusalim. Apoi, trebuie să se audă un sunet ca un vâjii de vânt. Pe asta sunt după faptul doi, nu? Dacă e normă. Trebuie să se audă un sunet ca un vârjit de vânt. Apoi, trebuie să se mai vadă niște limbi ca de foc deasupra noastră. Și apoi, la final, trebuie să vorbim în alte limbi cunoscute, o vorbire fluentă, în limbi cunoscute, nu inventate, în cuvinte înțelese de alții. Observați ce greșeală este să faci normă din relatările, faptele apostolilor din relatările cărților uh, narative istorice, nu așa se studiază Biblia. Dacă vorbirea în alte limbi ar fi fost un semn al primirii Duhului Sfânt, atunci Pavel, Petru, Iacov și chiar Iisus Hristos ar fi spus clar, categoric lucrul acesta, l-am fi descoperit în epistole, enunțat clar, doctrinar, fără nicio urmă de îndoială. Da? Nu este un semn al uh, botezului cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi. Atunci, și ne apropiem încet de încheiere. Este botezul cu Duhul Sfânt o experiență repetabilă în viața de credință? Păi dacă Duhul Sfânt îl primim prin credință, în urma credinței și în momentul credinței, nu mai poți primi încă o dată. Da? Duhul Sfânt vine o singură dată, nu de două ori, când tu ai crezut. Duhul Sfânt nu se duce nicăieri și nu mai revine mai târziu. Când vine în viața unui credincios, vine acolo ca să rămână. Tocmai asta e noutatea noului legământ. În vechiul legământ, Duhul Sfânt se cobora, se folosea de către un credincios și apoi îl părăsea. Însă noul legământ, noutatea constă în faptul că el vine și rămâne. De aceea nu ni se spune nicăieri în Noul Testament să căutăm să fim botezați cu Duhul Sfânt. Nici măcar un singur verset sau o singură aluzie, nu ni se spune că anumiți credincioși au cerut botezul cu Duhul Sfânt, da? Nu ni se spune nici nouă să cerem botezul cu Duhul Sfânt. Nu spune Pavel căutați și cereți să fiți botezați cu Duhul Sfânt. Nu se spune așa ceva nicăieri. Nici măcar o singură aluzie. Aceste idei sunt complet străine de Noul Testament. Duhul Sfânt vine o singură dată la momentul credinței în bază al credinței în toți credincioșii și nu mai pleacă. El poate fi întristat, el poate fi stins, dar nu mai pleacă. Da? Cu toate acestea, există o experiență cu Duhul Sfânt care este repetabilă și pe care trebuie să o căutăm fiecare dintre noi. Și această experiență se numește Umplerea cu Duhul Sfânt. Un lucru diferit de botezul cu Duhul Sfânt. Ce este umplerea cu Duhul Sfânt? Și acesta e ultimul subiect. Umplerea cu Duhul Sfânt este o experiență repetabilă de împuternicire în viața unui credincios sau a unui slujitor și prin care Duhul Sfânt îl întărește pe credinciosul respectiv într-un moment critic pentru a mărturisi Cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să vedem un text categoric din fapte. Și acum, Doamne, spuneau ei în rugăciune, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Nu au fost botezați cu Duhul Sfânt. Aia o singură dată la mântuire, la convertire toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vorbeau în alte limbi. Nu, pentru că n-ar mai fi avut niciun sens, niciun rost. Toți vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Este o împuternicire pentru mărturie. Și la asta s-a referit și Domnul Isus Hristos în Luca 11. Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. E vorba de putere pentru mărturie, de umplere cu Duhul Sfânt. Matei, capitolul 10, din pricina mea veți fi duși înaintea drigătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Din nou, în fapte, capitolul 4, îl vedem pe Petru plin de îndrăzneală. Atunci Petru plin de Duhul Sfânt, le-a zis, cui? Liderilor, religioși care puteau să-l omoare. Mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel. Petru plin de Duhul Sfânt. Dragii mei, umplerea cu Duhul Sfânt o experimentează toți credincioșii care vor putere și care au cugetul curat pentru a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu într-un moment important. Mai ales predicatorii evangeliști pot să mărturisească astfel de experiențe, când s-au simțit slabi, când s-au simțit nepregătiți, când s-au simțit epuizați sau emoționați și s-au rugat lui Dumnezeu și vă vor, exp... vă vor spune, m-am ridicat în picioare și n-am știut că sunt vorbele mele pentru că au experimentat o umplere cu Duhul Sfânt pentru mărturie și au predicat cu putere cuvântul lui Dumnezeu. La fel ca Petru, la fel ca Pavel, la fel ca Ștefan. Ia uitați pe Ștefan, dar Ștefan plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer după ce deja le-a predicat, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Practic, plin de Duhul Sfânt, Ștefan a fost gata nu doar să predice, ci să Moară, l-am puternicit pentru martiraj, da? pentru a-l mărturisi pe Hristos până la moarte. Umplerea cu Duhul Sfânt, așadar, poate fi o puternicire de moment pentru o lucrare specială de mărturisire a Cuvântului, dar, dar ea poate și trebuie să fie și o caracteristică a credinciosului, o constantă. Pentru că fiți atenți ce spune Apostolul Pavel în Efeseni și acesta este ultimul verset. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de duh, nu de must. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de duh. Aceasta trebuie să fie o ținta noastră, o dorința noastră, să ne caracterizeze viața și uh, trebuie să punem întrebările la final și să răspundem ce trebuie să facem ca să fim plini de duh sau ce înseamnă să fim plini de duh. În primul rând, nu trebuie să-l chem pe Duhul Sfânt în viața ta, pentru că deja El este în viața ta. N-a plecat nicăieri și nici nu mai vine a doua oară. De asemenea, Duhul Sfânt nu vine în procente, în etape, pentru că El nu e o substanță. Nu vine 10% la convertire, încă 15% după 5 ani, încă 20% după 10 ani. El vine de plin. Nu e o substanță, este o persoană. Expresia aceasta a umplere cu Duhul Sfânt este metaforică, nu trebuie interpretată motamo. Dar nu trebuie să îl chemi, nu trebuie să îl ceri, el este în viața ta. Înseamnă, umplerea aceasta cu Duhul Sfânt, înseamnă să te pui la dispoziția lui într-un mod cât mai deplin, pentru ca el să te folosească. Înseamnă să-ți sfințești viața în fiecare zi, ceea ce noi predicăm de fiecare dată. Cum poți să fii umplut cu Duhul Sfânt? Cum poți să fii plin de Duh? să lepezi ceea ce nu-i după voia lui Dumnezeu, să te îndepărtezi de orice rău și să te apropii de Hristos. Da? Cum se poate face lucrul acesta? Pași concreți rugăciune, disciplina rugăciunii, disciplina postului, disciplina citirii și studierii cuvântului, disciplina pocăinței continue sau a mărturisirii păcatului. Toate aceste lucruri făcute cu disciplină și regulat ne eliberează de orice lucru rău, ne ajută să le orice activitate neprielnică sau neduhovnicească și ne pune pe noi mai plenar, mai deplin la dispoziția Duhului Sfânt pentru ca El să ne folosească. Asta înseamnă să fii plin de Duh și trebuie să ne luptăm în fiecare zi. Este practic sfințirea noastră, lupta noastră, îndepărtarea de rău și apropierea de Dumnezeu. Dragii mei, botezul cu Duhul Sfânt este primirea Duhului Sfânt în momentul credinței, pe baza credinței de către toți credincioșii. Botezul cu Duhul Sfânt este primirea Duhului Sfânt. Toți credincioșii sunt botezați cu Duhul Sfânt. Toți credincioșii au Duhul Sfânt. Cine vă spune altceva, vă înșeală. Pentru ca să înțelegem învățătura și doctrina aceasta, trebuie să privim în cuvântul lui Dumnezeu. Nu la experiențele altora, nu la închipuirile altora, nu la visele altora, ci în cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot decât să-mi doresc pentru mine și pentru dumneavoastră, de aici înainte, să fim plini de Duh. Să ne punem la dispoziția Duhului lui Dumnezeu. Și când vor veni situații, să-l mărturisești sau poate chiar să suferi, prigoană, bajocură și de ce nu moarte. El ne va împuternici dacă ne lăsăm la dispoziția lui. Ca să-l mărturisim pe Hristos, Evanghelia Sa și Cuvântul Său. Și fie ca Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, să ne călăuzească pe toți în continuare. Amin.